Un auto asistență. Asta asistăm la un eveniment plin de tristețe. 120 de ani Chișinău, în care conviețuiau reprezentanții ai multor naționalități, a ajuns să fie martor a unei tragedii, a unor atrocități. Dear guests, dear audience, today we are at the commemorated event which is dedicated to the unpleasant event which took place 120 years ago in Chișinău. Acele atrocități au șocat nu doar populația Chișinăului, dar au șocat întreaga comunitate internațională, comunitatea evreiască, prin cruzimea și durerea care a avut loc aici. Those events shocked not only the local society, international society, but also the whole world, but its cruelty of the events that took place here. Și atenție! Totul a început de la un fals. And attention, everything has started with a false news. Dacă am traduce în limbajul actual, am spune de la un fake. And if we translate in the modern language, it could be now named as a fake. Și cum spune Scriptura, cuvântul poate să înnobileze, cuvântul poate și să producă o tragedie ireparabilă. And as the scripture says, only one word can provoke the tragedy. Sigur, din ziua de azi, privind înapoi, înțelegem foarte bine cât de important este să păstrăm memoria acelor victime și să facem tot posibil pentru a nu permite, Doamne ferește, ca la această distanță de timp, la această distanță, ca cineva să-și permită să mai riște cu astfel de acțiuni. And today for us it is extremely important to honor the memory of the victims and to understand how it is important not to provoke such events and not to provoke any risks. Nu există nicio ideologie în lumea asta, niciuna, nicio concepție ideologică care ar merita viața unui om, niciuna. There is no one ideology, no one concept ideologic which can take the human life. Și desigur rolul autorităților, instituțiilor statului este unul crucial. So the responsibility and the role of the authorities is the following. Pentru cei care mai puțin probabil au studiat cazul, autoritățile țariste de atunci au intervenit tocmai peste 3 zile. Ceea ce, evident, privind înapoi, ne spune foarte clar că era o complicitate clară. So maybe for those who do not know the history very well, we can say that the Tsar authorities at those time interfered only in 3 days. That is unacceptable. Datoria noastră, a comunității evreiești din Republica Moldova, a întregii comunități internaționale, a autorităților Republicii Moldova, este să păstrăm memoria și să transmitem generațiilor noastre cât de importantă este pacea, liniștea în casele și țările noastre. And our responsibility, being the local authorities, the international authorities, the all authorities from all over the world, to honor the memory and to send to the following generations how important it is to have the peace at home, the peace in the country. Vă mulțumesc.
partide care sunt numele celor 49 de județe.